nu dacă stăm aici la proteste. Dacă o pune nimeni în alege. Trebuie să începem să fim conștienți, noi cei din mediul universitar, că falimentul și ruinarea mediului preuniversitar va duce invariabil și la distrugerea mediului universitar. Învățământul superior umanist este în colaps și asta din cauza unei pregătiri dezastroase la nivel preuniversitar, atât din cauza lipsei de vocații, cât și a lipsei de resurse. Educația și învățământul trebuie să fie fundamental în stat și ele sunt incompatibile cu oricare așa zise priorități din această așa zisă societate democratică și capitalistă care face mare tapaj de valori occidentale, dar care se comportă ca în comuna primitivă. Trebuie să ne afirmăm ca o țară cu o tradiție a învățământului care înseamnă performanță, valoare, merit și stabilirea unor ierarhii. Iar această stabilire a ierarhiei trebuie să pornească de la plasarea pe prima treaptă a necesităților și a priorităților de tot felul a învățământului. Dacă nu facem acest lucru, calea spre dezastru este sigură. Avem 33 de ani de ruinare, suntem cu un picior în groapă, tinerii din ziua de astăzi, tinerii de la acest moment, nu mai fac față exigențelor culturale și științifice, iar acest lucru trebuie să se oprească aici, pentru ca de-abia peste 20-30 de ani să vedem noi roade poate mai bune decât cele de astăzi. M-aș bucura ca de la acest protest legitim și justificat al profesorilor să înceapă schimbarea nu numai a clasei politice, ci a sistemului din România. Democrată, nu într-o țară unde ni se pune pumnul în gură și unde legile nu sunt respectate. Nu sunt bani doar pentru educație, pentru toate domeniile sunt bani. Ne deranjează modul în care am fost tratați, modul în care am fost jigniți. Mi s-a oferit ca ultimului om dintr-o societate. Este o societate în dezvoltare sau vreți să ne îndreptăm către o țară de lumea a treia? Ne pare rău că am ajuns în această situație și noi ne dorim să ne întoarcem la clase. Colegii noștri sunt frustrați, sunt jigniți, se simt umiliți de atitudinea guvernanților. Uitați-vă la noi că nu vă vom ierta și nu vă vom uita. Uniți suntem puternici! Am adunat din nou în Piața Victoriei colegi, corpul profesoral din toată țara. Poate acest al patrulea marș va duce la rezolvarea problemelor pe care le-am cerut, pe care le avem de fapt. Nu se mai poate așa. Am fost amânați ani de zile. Nu s-a rezolvat absolut nimic, mi s-au aruncat numai firmituri. Toate guvernele care au putut să rezolve
ceva pentru învățământul românesc. Ne-au lăsat baltă și acum a venit momentul să punem și noi piciorul în prag. Trebuie să se rezolve cumva, nu se mai poate situația aceasta. Unitatea noastră arată că profesorii sunt deciși să continue și dacă nu se va rezolva, mișcarea sindicală și noi, corpul profesorilor în această țară, vom continua acțiunile de protest. Guvernanții trebuie să se trezească și să rezolve și problemele noastre. Mă numesc Alex, sunt aici pentru că sunt solidar cu profesorii și cred că ar trebui să lupte în continuare pentru drepturile lor, așa că le doresc profesorilor în continuare succes și să și mai departe. Sunt aici pentru că vreau demnitate, vreau respectul care s-a pierdut de-a lungul anilor și îmi doresc și un salariu decent. Suntem aici pentru copiii noștri. Nu cedăm! Elevii mei au dreptul la, ca și noi, la un sistem de învățământ mai bun. Ne dorim salarii mai decente și consider că după ani de școală și după ani de pregătire merităm și noi o viață mai bună. Amara, președinta Sindicatului Învățământ Preuniversitar Brașov, aparținând Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. Respectați profesorii! Fără ei, țara nu are nici un viitor. Doriți o țară educată? Sprijiniți-i! Mulțumesc! Sunt tată de 3 copii. Și am venit aici să-i susțin, am venit mai devreme și cu 2 copii, au plecat și sunt aici să susțin ceea ce cer profesorii. Cred că fără finanțare, educația, învățământul românesc nu poate evolua. De aceea cred în demersul profesorilor și cred că trebuie să alocăm 6% din PIB, pentru că altfel educația nu se va dezvolta și avem nevoie de educație pentru a moderniza România. Thank you.
aici să atragem atenția guvernanților, să nu ne lăsăm păcăliți de fii fără valoare, să nu ne lăsăm duși de nas cu promisiuni goale și deșarte. De atâtea ori nu le-a respectat încât nu mai avem încredere în ei. Vrem momentan, în acest moment, să ne demonstreze că sunt de acord să răspinte copiii la școală și să ne dea cele ce ne-au promis prin hârtiile goale pe care ne-au dat în față. Constanța. Ne aflăm în Piața Victoriei în fața Guvernului României. Țara fierbe după cum se vede. Lumea nu mai suportă. Ne-am pierdut demnitatea și vrem să o recapătăm. Ei sunt niște mincinoși și niște hoți care spun că nu sunt bani. Bani sunt, dar nu sunt pentru noi. În primul rând ar trebui să reducă numărul de parlamentari. În al doilea rând să reducă numărul secretarilor de stat. Să aibă grijă și la indemnizațiile partidelor politice, să mai reducă un pic din numărul asociațiilor care câștigă lunar milioane de euro. Sunt foarte mulți bani, dar doar pentru acoliții lor politici și atât. Ei vor doar marionete, vor proști care să fie ușor de manipulat. Noi nu cedăm, îndrăznim să luptăm până la capăt.
Dorește cineva dintre dumneavoastră să vorbească? Eu sunt profesor și fac un documentar. Condiția profesorului astăzi pot să spun că este una ingrată, deoarece suntem în situația în care timp de, iată, două săptămâni și mai bine ne cerem drepturile, nu suntem auziți, suntem umiliți. Vreau să vă spun că în drumul dinspre Iași spre București astăzi am avut neplăcuta surpriză să fim opriți la marginea capitalei, să fim ținuți pe loc, pur și simplu blocați. Și până nu am apelat la, știu eu, la, am sunat la o televiziune, i-am anunțat pe cei de acolo, pe jandarmii sau polițiștii care erau acolo, că apelăm la televiziune dacă nu ne permis să intrăm în capitală, abia atunci s-au gândit să ne dea voie să plecăm cu autocarele. Crezând că, în mintea noastră, noi credeam că o să ajungem urgent în Piața Victoriei, însă am constatat că am fost purtați în toate direcțiile, pe rute ocolitoare, pe străzi care aveau cât mai multe semafoare, ceea ce a făcut ca să ajungem cumva mai târziu decât ora pe care noi am stabilit-o inițial. Despre condiția profesorului astăzi, este o condiție jignitoare, în condițiile în care oamenii au învățat atât de mult timp, s-au pregătit în mod constant, au dat examene pentru a ocupa niște posturi. Au fost unele extrem de dificile, cu o concurență foarte mare. Iată că astăzi ne găsim în situația în care suntem tratați ca fiind practic muncitori necalificați, din punct de vedere salarial. Tot despre condiția profesorului. Imaginați-vă că trebuie să mergem la oră și să le spunem elevilor noștri să învețe. Cum ar putea acei copii să ne creadă în condițiile în care noi reprezentăm, dacă vreți, suntem un fel de personificare a învățăturii, care vine în fața lor și le spune: măi, învățați, pentru că învățătura vă va aduce poate prosperitate, vă va aduce succes în viață. Vă dați seama că îndemnul nostru nu va găsi acel sol fertil, pentru că suntem prost plătiți. Ei văd că omul care a învățat, a muncit și a ajuns în fața lor este prost plătit și în condițiile astea nu cred în învățătură. Nu cred în ideea de a învăța, de a te perfecționa și de a veni poate în fața unor oameni și pe care să-i ajuți cumva să-și clădească viitorul. Deci suntem într-adevăr într-o postură ingrată, aceea de a vorbi despre morală, despre bun simț într-o societate care de la vârful ei, că suntem aici în fața Palatului Victoria, acționează tocmai nerespectând elementele, să spunem, firești ale noțiunii de umanitate.
bunătate, amabilitate, asertivitate, bun simț, aceste noțiuni sunt practic necunoscute sau nu se doresc a fi aplicate de către cei care ne conduc. Aceasta cred eu că este soarta profesorului de astăzi, o soartă iarăși ingrată, în care trăim paradoxal, am putea spune, sau trăim într-un paradox, paradoxul că cei care au bacalaureat dat la vârste înaintate, facultăți făcute iarăși la vârste înaintate și poate la universități mai puțin cotate în România, deci nu vorbim de Universitatea București, nu vorbim de Universitatea din Iași, nu vorbim de Universitatea, nu vorbim de Universitatea din Cluj sau din Timișoara sau din alte orașe mari. Vorbim de universități din acestea de colț de stradă, de cartier. Acești oameni au tăiat, ca să vedeți, sporul de doctorat a câtorva mii de profesori care și-au dat doctoratele pe bune, fără să plagieze și fără să facă nimic, tăind astfel salariile. Mulțumesc! Mă numesc Cătălin Aurică și sunt profesor de matematică în București. Noi avem cereri care merg mai departe de salarizare. Din păcate, acestea nu sunt aduse la cunoștință la televizor. Ele trebuie făcute cunoscute. Ne dorim respect, ne dorim demnitate, ne dorim o mai mare siguranță pentru profesori în școli, ne dorim calitatea să crească, de aceea ne dorim o salarizare mai ok. Ne dorim ca toate lucrurile să se îmbunătățească din punct de vedere al modului în care profesorii sunt tratați de către guvernanți și de către societate. Vrem respect și prefer să murim în picioare decât să trăim în genunchi. Sunt profesor Olascu, profesor de biologie. Sunt în învățământ de puțin timp, respectiv de 5 ani de zile. Înainte am lucrat în Big Pharma, în industria pharma. În ultimii 6 ani de farmă am reușit să pun deoparte 15.000-20.000 de euro. În 5 ani de învățământ am dat numai examene. Ca să fii stăpân pe materie, ai nevoie de cel puțin 5 ani de zile, ca în mod repetat să ori predai la un liceu bun sau foarte bun, ori ai meditații. După care urmează încă 5 ani de zile să poți jongla cu informația științifică și cu emoțiile elevului. După 10 ani putem discuta despre învățământ modern, respectiv asocierea emoțiilor cu asimilarea cognitivă. Aici avem nevoie de sprijin material și inclusiv încurajare materială. Cer ca domnii guvernanți să gândească foarte bine la educație, pentru că o societate care nu are armată, educație și sănătate este o societate pierdută. Nu suntem o civilizație europeană. Ungurii și polonezii ne dau clasă din punct de vedere al educației. Domnilor politicieni, luați-vă doctoratele așa cum trebuie ca să prețuiți munca bine făcută în detaliu. Nu neglijați educația pentru că neglijați societatea. Vă mulțumesc mult de tot! Sunt profesor de fizică la un colegiu tehnic în București, Anghel Salini. Nu sunt membru de sindicat, dar n-aș fi putut niciodată să renunț la a fi împreună cu colegii mei la unul dintre cele mai mari, cea mai mare, de fapt, după atâția ani, ca să zicem așa, în ghilimele, răscoală, pentru că nu mai putem. Se vorbește foarte mult în mass media de faptul că profesorii vor doar bani. Nu este doar acest lucru. Lista de revendicări este foarte mare. Normal că se scoate în evidență acest lucru pentru a fi oprobiul opiniei publice. La această situație s-a ajuns, da, și din cauza faptul că au fost prost plătiți. În momentul în care tu, ca țară, nu faci cumva să atragi oameni de valoare în învățământ, nu găsesc tinerii nicio motivație. Am ajuns, populația de profesori este într-o continuă scădere, există catedre întregi neacoperite,
Și cei care vin tineri stau un an, doi și apoi pleacă. Aproape că foarte mulți preferă să lucreze în altă parte, chiar și ca vânzător sau ca, eu știu, în construcții. Deci, nu plătești bine. Omul acela nu va avea nicio motivație. În momentul în care plătești nu bine, corect, profesorul, atunci, normal, ca și părinte, vei avea dreptul, și eu sunt părinte, să cer cumva, în ghilimele, socoteală. Pentru că profesorul acela, bine plătit, se va duce la clasă și va face, pe lângă vocație, și știind că nu are grijă zilei de mâine. Sunt foarte multe de spus, am foarte mari emoții. Îmi pare foarte rău, poate într-adevăr, deși nu este momentul să spun, am 27 ani de ani de activitate, toate gradele didactice, un curs postuniversitar de informatică, iar salariul meu, dacă vreți, vă-l și arăt, îl am în buzunar, este fluturașul, este la momentul acesta 4.800 de lei, da? După 27 de ani de muncă. Titular fiind, o fac într-adevăr din vocație, încă fac din vocație pentru că sunt dintr-o familie de profesori, am învățat că trebuie să-ți faci meseria și am rămas în această meserie pentru că mi-este drag de copii, dar la un moment dat vocația nu-ți va ține de foame, vocația nu-mi plătește spitalizarea, vocația nu-mi plătește nici cursurile pe care le face copilul meu, vocația nu-mi va plăti nici facultatea copilului meu și alte probleme. Da? Și mai vreau să mai spun ceva, tot apropo de salarii. Avem multă vacanță. Nu. Vă spun, eu personal lucrând la un colegiu tehnic, vacanța mea este de o lună. De la 1 august pot să o consider vacanță până la 1 septembrie. Pentru că în rest sunt examenele de bacalaureat, unde trebuie să ne ducem tot din vocație, tot pentru că vrem să ajutăm. Sunt examenele uneori de corigență, de situații de încheiat la elevii care nu vin, deci sunt o grămadă de probleme. Și dacă ar fi, presupunem prin absurd, o vacanță de 3 luni, la banii pe care îi avem, cu banii aceia aș putea minim să mă duc, nu știu, hai să zicem, o Bulgaria sau o Grecia, dacă aș vrea într-adevăr să văd ceva. Pe când unul care, și dacă aș avea 21 de zile de concediu, da? Dar la banii care se vehiculează prin alte, sisteme, normal, aș putea să mă duc pe o insulă, da? Și să rămân acolo. Sau... Sunt prea supărată. Mult prea supărată. Mulțumesc! Bună ziua, sunt Daniel Petriceanu, profesor al Colegiului Național Mihai Viteazu din București. Aici suntem ca să ne strigăm doleanțele și să așteptăm să fim auziți. Sperăm că de data aceasta vom primi măcar o parte care să ne mulțumească din ceea ce am cerut, dacă nu totul. Vă rugăm ca sprijinul pe care ni l-ați oferit până azi să continue. Mă adresez colegilor mei și părinților și copiilor care ne privesc azi, iar de aici înainte sperăm ca toate lucrurile acestea să se regleze mai repede, să negociem mai bine și să fim la zi cu toate drepturile materiale care ni se cuvin. Totul este să rămânem uniți. Vă mulțumesc!
adunat atâta oară, prima dată cu câteva săptămâni, nici nu ne-au dat la știri. Erau alte lucruri insignifiante, mult mai importante. Iată că revenim din ce în ce mai mulți. Cred că e cea mai mare manifestație a profesorilor de după Revoluție. Și cum înainte de Revoluție nu cred că existau manifestații de tipul acesta și nu știu nici măcar în Interbelic sau înainte. Poate e cea mai mare manifestație din istoria modernă, nu? De ce ne-am adunat? Unii cred că doar pentru bani. Știți, se spune că ne-am adunat pentru demnitatea profesorului. Vorbeam cu domnul Hâncescu la, după manifestația de acum 10 zile sau mai bine și mi-am sugerat că trebuie extinse cererile noastre spre apărarea statutului profesorului. De exemplu, s-a pus problema ca profesorii să fie funcționari publici. În momentul de față, în Ungaria, e mare bătălie pe treaba asta pentru că vor să le ia acest statut și profesorii au zis că ies din învățământ masiv. La noi nici nu avem acest statut care ne-ar apăra în fața unor abuzuri. Să știți că noi suferim și de bullying din partea elevilor. Legile sunt foarte neputincioase așa cum s-au făcut. Ți se râde în față. N-aveți ce să ne faceți. Dumneavoastră credeți că și din partea părinților al profesorilor influențează modul cum elevii percep profesorul în general și relația cu... Da, ei știu că profesorii sunt plătiți prost și consideră că sunt un fel de oameni care n-au avut ceva mai de soi de făcut. Înțelegeți? Într-o societate unde oamenii sunt nebuniți după vizibilitate, după bani, valori narcisice până la urmă. Copiii asta văd. Succesul înseamnă bani. Dacă eu învăț și devin profesor, nu am bani, deci nu am succes. Deci, e ceva de mâna a doua, e ceva mediocru. Înțelegeți? Ca el, ca psihologia sa elevului să-și dorească să fie ca tine, el trebuie să-și dorească și să aibă poziția ta financiară, socială, dintr-un punct de vedere, pentru că așa funcționează lucrurile în mod firesc. Dacă e ceva valoros, e plătit mai bine. În momentul în care în permanență ești plătit prost, elevii spun, domn profesor, vă admirăm, vă sacrificați, vă nu știu ce, dar noi nu ne-am face profesor și vin la altă idee, la altă problematică. Eu când am intrat în învățământ în 2001 aveam salariu 1.700.000 și ceva, deci 175 de lei. Și asta pentru că cu 2 ani înainte, dacă nu mă înșel, deci în 2001 am intrat, cred că în 99 a fost o altă mare grevă. Nu cred că s-a ieșit într-o marșă atât de mare, de asta am zis la început că probabil ăsta e cel mai mare. Da, mă rog, nu pot să le compar, n-am cum să le număr, e o intuiție a mea. Și s-a obținut atunci mărirea salariilor debutanților cu 86%, adică aș fi avut sub 1.000.000 dacă nu ieșeau profesorii, care nu erau neapărat debutanți. Deci 86 pentru debutanți și vreo 60 ceva la 100 pentru cei care nu erau debutanți. Și chiar și așa uitam efectiv să-mi iau salariu, pentru că pe vremea aia nu era cu cardul, care e altă poveste cu cardul ăsta. Acum vor să ne bage totul pe car cam cu forța și interese economice și de control. Bun, trebuie mai departe. Cred că se vrea, fac o paranteză de nelipsit în chestiunea asta, cred că se vrea pauperizarea profesorilor și pentru că nu se vrea un învățământ cu adevărat performant, pentru că nu se dorește să avem niște cetățeni educați cu adevărat. Ei trebuie să fie, să muncească pe nu știu unde, să nu gândească prea mult, să se chinuie să-și dobândească ziua de mâine, păi, și profesorii la fel, și să nu se poate implica civic, pentru că dacă profesorii sunt plătiți mai bine, vor tinde să aibă mentalitate burgheză, să spunem așa, și să-i preocupe alte lucruri mai înalte decât grija zilei de mâine. Cum percepeți părinții în toată ecuația aceasta? Oare părinții nu percep această tendință de sărăcire la
nivel intelectual a populației, că vorba aia, ei au copii care trebuie să fie educați ca să devină oameni autonomi, liberi în gândire, și așa, părinții nu... Da, unii dintre părinții înșiși sunt în situația asta. Copiii sunt oglinda propriilor familii. Din păcate, uitați-vă ce s-a votat în România, uitați-vă ce s-a întâmplat cu foarte multe lucruri și trebuie să fim conștienți că nici părinții nu înțeleg toate lucrurile acestea. O parte din bullying vine și de la părinți. Părinții vor note, nu vor neapărat competențe din partea copiilor. Câți dintre părinți îl întreabă pe copil astăzi ce competențe ai dobândit la școală? Îl întreabă ce note a luat. Atât. Ai luat 10, bravo. Nu contează că a copiat. Nu contează deci că a fraudat. Nu contează că l-a luat din milă. Că s-a ajuns să dea note de milă. Inclusiv, domn profesor, dați-ne și nouă o notă mai mare că... sau dați-ne 10 pe nimic ca să luăm și noi o bursă. Înțelegeți? Sunt școli unde lucrurile se desfășoară mai bine, dar dacă te uiți pe ansamblu, situația este, generalizând puțin, este cumva, mai ales la materiile care nu se cer la examen, este cumva... degradată, să zicem așa. Și asta se întâmplă și în chestiunea celebră a meditațiilor. Am auzit și aseară vorbind pe fostul paraton al ProTV, pe care Ale Fluiz acum vorbea despre faptul că trebuie impozitați profesorii care fac meditații și din banile, din banii care impozităm, de acolo îi vom plăti înapoi. Că el nu realizează faptul că se dau meditații la câteva materii. Da? Și restul suntem materiile văduve. Și dumneavoastră, da? Calitate de profesor de... Noi trebuie să trăim cu banii ăia, real, nu cu bani din meditații. Dumneavoastră, cum v-ați descurcat? Lasă 2001 unde aveați un salariu, dar... Păi mă descurcam că trăiam la părinți și acum trăiesc în casa părintească. Deci nu trebuie să plătesc o chirie. Cineva care are de plătit chirie deja are o problemă uriașă. Cineva care întemeiază o familie are deja o problemă mare, mai vin și copiii, o problemă și mai mare. Din punctul acesta de vedere, eu personal supraviețuiesc cu acești bani. Peste două săptămâni și un pic, împlinesc 45 de ani, eu nu am putut, cu tot cu bursa pe care am strâns-o fiind la doctorat în străinătate, să-mi permit să-mi cumpăr o garsonieră. Trăind, nu sunt fumător, nu sunt băutor, nu m-am dus în vacanțe scumpe, nu am mașină, umblu cu o bicicletă, înțelegeți, trăiesc în casa părintească, punem bani împreună și așa departe. Da? Asta este. Deci, eu n-am ieșit că n-am eu din ce trăi. Slavă Domnului! Dar eu văd ce se întâmplă în prejurul meu. Și eu văd că trebuie să vină și generații noi în învățământ. Că eu nu mai sunt începător. În 2001 până în acum s-au trecut 22 de ani. Da, eu nu mai sunt începător. Ce vine în urma mea? Eu văd că pe elevi că nu vor să devină profesori. Da? E foarte clar lucrul ăsta. Este neatractiv. Nu numai financiar, dar este o muncă în care ești supus unor umilințe de multe ori, în care... Deci unii elevi care chiar uneori ei fac probleme la ore. Spun, domn profesor, nu ne-am putea să fim profesori. Păi câtă răbdare trebuie, cât să-ți tocești nervii, cât nu știu ce. Că unii dintre ei, dacă e între patru ochi, încep să spună, ne luăm și noi cu ceilalți și ne comportăm în spiritul de turmă, care uneori la adolescenție, da, știți, spun în studiile că... Neapărat, evident. Da, se creează o presiune și un stres și nu e ușor de lucru. De asta e acel spor neuro pentru profesori. Nu în euro, ci în neuro. Dar uite, eu am chiar m-a frapat la un moment dat la oră, eu predând educație artistică, una dintre eleve, într-o discuție, ori fi mai mulți. Tot o văduvă. Mi-a spus frontal o elevă că vrea să devină profesor. Trece a 11-a. Da, la educație artistică zic tot o văduvă, tot nebăgată în seamă. Nu neapărat tot... educație artistică, vrea să fie profesor. Botezată și desen. Bun, dar... Deci nu mai este educație, tot subvenționăm. Eu sincer, la cum e salarizarea actuală, eu am încercat să o încurajez pe partea vocațională, dar dumneavoastră așa, și pe partea emoțional-vocațională, dar și pe partea financiară, ce mesaj ați avea pentru un elev sau niște elevi care și-ar pune serios problema să devină profesor? La cum se desfășoară lucrurile acum, vă întreb. Eu le-am spus aceea celor care au atracții spre vocaționale. Faceți mai întâi o facultate non-vocațională din care să vă asigurați traiul pe cât puteți. Eu mergând, dar făcând o treabă vocațională, dar sunt în situația în care sunt. Bun, e ceva asumat, situația mea e specială, nu?
sunt așa un fel de burlac dedicat vieții de altfel, dar pentru om obișnuit nu e așa. Da? Deci eu nu privesc că ieși tu acum în stradă, vai, eu acum mor de foame. Nu, văd ce se întâmplă împrejur cu alții. Ce le-aș spune lor este asta, încercați altceva și dacă puteți vocațional să vă împliniți, să vă plătiți a doua facultate și să vă ocupați de asta și dacă vreți să intrați în învățământ, vedeți, poate că aveți un domeniu în care puteți altul să trăiți și să mai faceți și ceva învățământ. Nu știu, mi se pare că învățământul devine o chestie așa, să o faci part-time job de pasiune, pentru că altfel nu poți să trăiești și dacă îl faci full-time job, te și stresezi destul cât nu-ți mai trebuie. Dar nu ar fi păcat ca un tânăr să investească energia și pasiunea, să zicem, a tinereții, da, într-o direcție foarte tehnic-rațională, în loc să își urmeze de tânăr din fragezimea post-adolescenței? Da, este păcat, dar întrebarea este cum va supraviețui și dacă este gata să trăiască în acest permanent stres, că nu știi ce se va întâmpla, știți? Uite, ești un mare pictor, dar mulți dintre mari pictori au trăit în mega sărăcie și operele alea care acum costă milioane, licitate la zeci de milioane de dolari, au fost vândute mai mult ca să aibă și ce să mai mănânce o leacă. Și atunci ce să-i spui unui om de ăsta? Eu pot să-i spun, dacă ți-asumi asta, ca modelul Hristic creștin, îți asumi să urci pe cruce, urci spre Golgota, prin Golgota spre înviere. Dar mulți nu vor asta. Pentru că succesul în zilele noastre înseamnă altceva. Care, cum defini succesul? V-am zis, să aibă bani, să aibă vizibilitate, e succesul o leacă narcisic și succesul luxului și al traiului pe vătrai, trai pe vătrai. Însă, noi știm că vremurile grele au scos oameni puternici. Și școala noastră, întrebarea este, cât de mult scoate oameni puternici sau scoate oameni cocoloșiți, care oricum cred că li se covine orice, pentru că de mici sunt învățați cu foarte puțin și tot timpul cu lasă trecem cu vederea, lasă să-i dăm note așa, numai de încurajare. Și la un moment dat chiar au o senzație, unii dintre ei, foarte gonflată despre ei înșiși. Înțelegeți? Dacă tu îi spui unui tânăr de acum că bacalaureatul acum 20-30 de ani era la alte standarde, nu mai zic acum 50 de ani sau ce se era în perioada interbelică, înțelegeți? Percepția acolo este că toată lumea se abacu, ba mai mult, trebuie să facă și o facultate sau două. Trendul mai nou, că acum vreo 15 ani toți se duceau la vreo două facultăți, toți, mulți, întrebai, vreau să fac două. Acum încep să nu-și mai abac unii dintre ei, să abandoneze facultatea în primul an, nu se regăsesc nici la aia, nici la aia altă, e mult de discutat. Și mirajul banului, asta este. Zici, spune oameni, bani, ai bani, faci ce vrei. Eu tot le explic că banul e un instrument, faci ce vrei, adică ce, explicăm ce vrei să faci cu el. Nu e clar, totuși să ai bani, deci e o chestie de asta așa, programatică. Pune laba pe bancă, după aia las că vezi vestul. Deci, până la urmă, educația ce înseamnă? Să-l vezi pe om că e mai mult decât atât. Și la cum percepeți dumneavoastră situația actuală? Aveți, bine, prin definiție creștin fiind, aveți o nădejde așa în Dumnezeu, general vorbind și... Și general și particular, dar... Particular în situația asta, legat de situație, aveți o nădejde, nu știu, că se va soluționa, rezolva ceva... Dumnezeu ne-a făcut liberi. Asta e un mare dar. Dacă nu ne-ar fi creat liberi, am fi fost niște roboței teleghidați de el. Sigur, niște roboței teleghidați să facă binele, probabil, că așa este logic, dacă era Dumnezeu, dar n-am mai fi fost ființe libere, n-am mai fi fost după chipul lui Dumnezeu, n-am mai fi fost ființe raționale, libere, conștiință și așa mai departe. Ori Dumnezeu nu putea, adică s-ar fi negat pe sine creând altfel. Fiind ființe libere, libertatea este un mare dar, dar și o mare responsabilitate. Pentru unii e o povară de-a dreptul. Unii sunt gata să-și cedeze libertatea pentru a sta liniștit că lasă, că mi-au rezolvat alții probleme. Cam în sistemele astea stângiste, așa este. Prea statul, prea nu știu ce, dar tu trebuie să fii obedient, să faci ce spune poate statul comunist, eu știu, care de obicei devine și o dictatură. Pe când noi, dacă tot trăim în așa zis capitalism,
Și dacă tu trăim într-o societate care se va democratică și încă democrație liberală, nu iliberală și toată retorica, păi trebuie să ne putem manifesta, să ieșim să spunem nu și așa mai departe. Nu înțeleg pe cei care așteaptă să se schimbe lucrurile fără ca ei să acționeze. Schimbându-se pe ei, inclusiv la catedră, schimbându-și viața și mai departe, dar acționând civic. Eu cred că trebuie și profesorii și elevii să înțeleagă și să parcurgă mai mult zona asta civismului. Adică materii de civism se fac în clasele 5-8. De ce nu se fac și în clasele mari? Când la 12 ajunge votant omul și cetățean votant. De ce nu se studiază și un pic de filozofie politică? De ce nu se studiază gândire... niște lucruri minimale. Eu ca matur, după ce mi-am luat bacalaureatul, chiar facultatea, masterul și ce, m-am lovit de niște probleme. Și m-am întrebat, zic, dar bine, de ce în școală nimeni nu m-a învățat despre asta? Inclusiv cum funcționează treaba, cu taxele și impozite, tot ce doriți. Înțelegeți? Să faci o leacă de economie, dar explicați-ne un pic mai mult despre cadrul legal și nu doar la 5-8, când, că și eu am făcut la 7-a, nu știu ce, educație, deci, indirect, civică, dar eu nu mai țin minte de acolo decât că ceva cu declarația drepturilor omului și nu știu. Când ești mai mare, însă spui alte probleme. Altă ceva. Gândirea critică. Mă uitam la un documentar despre logică, bucurie logicii se numește, și spuneau că britanicii în secolul XIX și-au pus problema că trebuie să educe în zona logicii pe cetățeni. Pentru că dacă vrei o societate civilizată, trebuie niște oameni care nu doar să aibă aparatul mental, rațional din dotare, ci să-l și folosească cum trebuie. Înțelegeți? Poți să ai un pistol și să te împuși cu el. Da? Crezând că în cazul de față că tu ai dreptate și că ai raționat bine o problemă, că ai înțeles-o, dar n-ai înțeles-o și te lași manipulat. Atât timp când nu avem gândire critică, pentru că toate erorile de argumentare, să știți că sunt folosite de fapt rău intenționat de cei care fac manipularea. Ele devin metode de manipulare. Înțelegeți? Da. Eu știu, ad hominem. Când cineva vrea să te păcălească, va face un ad hominem. Dacă tu nu ești atent și nu înțelegi că e un ad hominem, te duci după fentă, cum se zice mai nou, că văd că e la modă expresia asta. Înțelegeți? Faci un om de paie. Da. Eu mă uit câteodată la știri și la retorica și a unor politicieni și altora. Câte dintre ele au erori de argumentare de tipul ăsta? Înțelegeți? Da, multe probabil sunt erori punctuale, instrumentate. Ce vreau? E o diferență între gândirea falacioasă, adică între gândirea cu erori, și eroarea făcută intenționat cu scopul de a păcăli. Aia deja este manipulare. Și de a goli de sens cuvintele, de a le insufla noi sens. A generaliza iurea. Ce remarcă dumneavoastră, practic, indirect? Eu am ajuns la religie să le explic lucruri minimale despre critical thinking. Foarte frumos. Eu văd că dumneavoastră la întrebarea frontală, da? Dacă vedeți vreo nădejde, dumneavoastră ajungeți de fapt tot nădejdea, la educație. Da, dar nădejdea ne-o creăm și noi, adică sinergie, conlucrare. Atâta timp cât noi ne luptăm să ne facem partea noastră, pune și Dumnezeu partea lui. Atâta timp cât noi suntem în ipostaza amuieți în pozmagii, până și ăla care vrea să ne ajute să ne dea pozmagii, o să spună, băi, și eu vreau să scap de tine, ca să zic așa. Luați-l pe ăsta și duceți-l, cum era povestea. Luați-l și executați-l, că chiar este, cum zice în Evanghelie, copacul fără roadă, pomul fără roadă, va fi tăiat și aruncat în foc. A, este o parabolă, un simbol al arateul existențial și al iadului. Asta este. Deci noi odată ne creăm propriul iad prin faptul că noi alegem prin lenea noastră să ne fie rău și prin implicarea noastră, și s-ar putea la nivel spiritual, de la un nivel încolo, deci lenea asta să ne cuprindă și în zona spirituală. N-am prea văzut oameni. Eu nu cunosc oameni care sunt vioi spiritual și nu-și pun probleme chiar civice. Învățătura lui Hristos nu e un soi de yoga, de zen, să fim așa într-o stare detașată de realități. Nu! Nici da, de cum. Se cere prezență continuă, cum da, zice, trezvie. Da, trezvie. Trezvia nu înseamnă doar paza minții, să nu intre gânduri rele, patim și nu știu ce. Înseamnă să fii acolo, să fii prezent în ceea ce faci, să faci ca pentru Dumnezeu. Tot ceea ce faceți ca pentru Dumnezeu, să faceți, spune Apostolul Pavel. Să fii și muncitor, cine nu muncește nici să nu mănânce. Înțelegeți? Nu doar cu cerșeala. Eu sunt de acord, trebuie muncit, trebuie făcut, trebuie așa. Dar cum inspirăm noi duhul muncii elevilor? Asta mă întreb, pentru că toată lumea ar vrea așa, după modelul oamenilor de succes, promovați ca oameni de succes în
consumismul ăsta narcisic, să fie vizibil și să aibă bani făcând nimic. Înțelegeți? Este mirajul îmbogățirii. Uitați-vă peste tot reclame la păcănele, jocuri de noroc, da, în general, bet house și nu știu ce. Guvernul așa are grijă de populație și de acești copii? Cum prevenim noi faptul că ei cad în aceste vicii? Pentru că unii cad și știm prea bine. Că o leacă din ce se câștigă acolo și se dă la stat, să duce și spre niște campanii, pentru mine invizibile, dacă le-ați văzut dumneavoastră, să mă trageți de mânecă, deci campanii care să prevină dependența de jocuri de noroc. O glumă proastă, ce e asta? Înțelegeți? Ori copiii cred că așa se câștigă bani, că dacă te dezbraci sau faci chestii de senzație, vei avea vizibilitate, deci bani. Toți se văd viitori, toți, mulți se văd viitori formatori de opinie, mai știu eu ce, așa, pe baza faptului că vor deveni vizibili, te miri prin ce? Dar nu neapărat prin inteligență, prin faptul că vor deveni niște buni medici, niște buni matematicieni, că la televizor nu asta vezi. Rar vezi, că nu știu cine a luat la... Da, da, toți vorbesc, toți ne flutură zona asta cu știința. Fai, noi credem în știință, nu știu ce, bun, dar ca să faci știință moral, că și știința se bazează pe gândirea critică, pe logică și argumentare. Păi trebuie să pui osul la muncă, că logica a născut și matematica. Da? Păi câți vor să o facă? Înțelegeți? Și iar manipularea se face, după cum bine ne explică Edward Bernays, tatăl manipulării maselor prin psihologie, nepotul lui Freud, și aveți un documentar făcut de BBC în anii 90 de Adam Curtis, se numește The Century of Self, deci secolul sinelui, îl găsiți pe YouTube și subtitrat. Manipularea maselor se face psihologic, pentru că psihologic pe zona emoțională. Pentru că omul la început are emoții, după aceea se dezvoltă cortexul prefrontal. Da? Copilașul, bebelușul plânge, îți râde, nu știu ce, dar nu-ți face nici ecuații, nici nu-ți face analize ale situației în care se află. Și atunci, în momentul în care tu reușești să faci și reclamă, și politică, marketing politic, marketing comercial, le faci, ca să ai succes cu el, le faci pe emoțional. Omul prin emoțional își șuntează gândirea rațională, preia gândirea rațională și acționează. Va vota pe emoțional. Eu am observat o chestie, dacă faci reclamă pentru marketing, trebuie să stimulezi partea psihologică a omului pe care Sfinții Părinți o numesc epifimia, partea poftitoare. Sfinții Părinți și pe filiera gândirii grecești antice, o găsim și la filozof. În marketingul politic, mai degrabă se stimulează emoțiile de tip irascibilitate, deci nu poftă epithimia, ci thymos. Da? Nu-l votezi pe X, că îl urăști și îl vei vota pe oponentul lui în care oricum nu crezi. Dacă e rău mai mic și nu știu ce și te-ai enervat ăla și să vezi cum pui tu ștampila să-l blamezi pe ăla sau nici te mai duci la vot, ok. Dar marketingul ăsta alt comercial este, vai, acest produs te va face, ți-a prinde imaginația, vei deveni nu știu ce, vai, deja te vezi într-o elită, îți vinzi urinic să-ți iei nu știu ce telefon, știți cu 10 ani ce știri erau pe undeva, bine, nu e o chestie de masă, dar sunt oameni, adică nu și-au vândut în masă rinichii oamenilor, dar sunt oameni care n-au unde să locuiască, ce se deplaseze, ce să mănânce, dar pentru că obiectul ăla înseamnă status social, îl vor. Și vă zic, acum peste 10 ani aveam elevi care aveau iPhone-ul apăruse până în 2007, în 2008-2009, țin minte, aveau iPhone ultimul model și schimbau din când în când. Profesorul era cu un telefon de la pârlit. Înțelegeți? Bineînțeles, să uită. Și profesorul ăsta e mai ponosit, vă spun cum era. Nici telefon n-are să... așa?
ce a realizat el în viață și stă și-și bate capul cu mine care le-am pe toate astea și fac și mișto de el și nici n-are ce să-mi facă. Există mulți părinți care lucrează în diplomație, în afaceri și se știe că în anumite întâlniri de acest fel există un cod vestimentar, nu poți să te afișezi. Sigur, încercați să implementați codul vestimentar în școlile românești. Nu, o să-ți se spună că ești comunist, închipuiți-vă. Nu, sensul... Eu am tot mers în Marea Britanie și acolo lumea se îmbracă cu trebuie la școli, că acolo chiar au cod vestimentar. Nu, dar vreau să spun că acești oameni de afaceri și din diplomație și așa, trebuie să se afișeze cu niște haine care, întâmplător sau nu, costă și mult, pentru că hainele de calitate, din materiale bune și care au, așa, costă și mult. Bun, și le conferă un statut peste statutul mediu. Oare un profesor nu are și el nevoie de un statut de acest fel? Bun, nu la nivelul unui diplomat, poate, sau unui mare om de afaceri, dar oricum. Sigur, mai trebuie să aibă și bun gust, și el și elevii, și eu cred că dacă elevii văzându-l îmbrăcându-se cu bun gust, și așa cum ați spus și conform statutului, și asta inspiră respect. Un profesor ponosit va inspira respect în ce este el, dar totuși un profesor care e îmbrăcat cum trebuie va inspira și mai mult respect. Din păcate și haina îl face pe om. Știți povestea cu Nastratin Hogea când și-a băgat hainele până mâncare să le hrănească și pe ele, că înainte când venise la masă nimeni nu l-a băgat în seamă că s-a îmbrăcat bine, toată lumea fără să știe și nici măcar cine este deja, haina însemna o carte de vizită, un cec în alb. Pe de altă parte, îl și inspir pe elev, da? Îl inspir spre ceva cu bun gust, îl inspir... Elevii noștri vin îmbrăcați, deci dacă nu i-am bate la cap unii dintre ei, vă spun, și chiar și aceia, oricum te bag în seamă și nu prea poți să-i faci mare lucru, îmbrăcați de ștrand, în șlapi, în berbude, toate le-a tăiate, rupte pe ei. Adică și asta arată o lipsă în învățământ, o lipsă de respect. El nu a venit ca să învețe, el a venit la mișto, la distracție, să mai vadă cu lumea, să socializeze, hai că poate mai facem mișto și de un profesor care, iertați-mă, nu știu, profesori care au probleme, au handicapuri și elevii își permit să-și bată joc de ei. Care mi se pare strigător la cer. Că am și spus, înseamnă că voi ați stat degeaba în școală până acum, ați învățat o minimă empatie și mi-i respect. Înțelegeți? Da? Care este educația și care sunt metodele prin care acești copii trebuie să învețe că există niște limite? Pentru că, așa cum e legea făcută acum, a făcut o boacă, îi dai un preaviz, o notificare de asta, nu știu ce înscris, după care da, trebuie să mai facă încă una ca să pui, că îți cădea nota la purtare și dacă nu are recidivat, să prescrie așa după niște săptămâni. Dar oare situația aceasta să fie dintr-o lipsă de încredere a părinților în profesor? Pentru că apar uneori, din păcate, presiuni din partea părinților. E vorba păi de apar, lipsa că de este încredere în profesor? Bullying, l-aș numi de-a dreptul. Dar și când vezi... ce fond vine această atitudine a unora dintre părinți? Păi, în primul rând, pentru că legea e făcută de așa natură. Profesorul nu este cu adevărat apărat în fața acestor lucruri. Păi nu, asta este, mi se pare mie. Motivația interioară a celor părinți, să zicem, care sperăm că... Motivația interioară este că ei sunt niște oameni puternici și șmecheri, da? Deci niște valori profunde, România profundă, de acolo se nasc lucrurile astea de obicei, române, cu ghilimele de rigoare și cu ironia subînțeleasă, și care au senzația că profesorul este așa, un personaj care e sluga lui și a copilului lui și eventual babysitterul copilului lui. Am auzit. Înțelegeți? Varianta aceasta, da. Da. Și eu am auzit chiar și despre direcțiune câteodată retorica profesorii sunt slujitorii, servitorii, nu știu cum, contribuabililor. Și zic, doamna, eu nu sunt sluguță nimănui și pe doi bani. Înțelegeți? E vorba de respect reciproc, e vorba de o cultură a dialogului și de educație, dar părinților lipsește uneori această educație. Vin cu reacții emoționale, îmi spunea o dirigintă la un moment dat, zice, eu nu mai pot să-i spun unui părinte, trebuie totdeauna să știu cum să îmbrac lucrurile, că al său copil
creează niște probleme și face niște lucruri. Pentru că părintele devine emoțional. Cum? Copilul meu este minunat. Este nu știu ce, adică ei nici nu poate să accepte. Poate chiar este că... într-un anumit registru, dar sigur că sunt probleme. Și eu mă întreb... Dar iertați-mă, poate... părinte lipsit de critică de sine. Apropo, deci vorbim de gândire critică, dar trebuie să vorbim și de critica de sine. Critica de, lipsa criticii de sine este unul dintre marcării problemelor psihice. Iar în lumea duhovnicească spirituală, la fel este un marker al problemelor duhovnicești. Omul căzut spiritual, de obicei, nu prea înțelege cât de tare a căzut, ba se vede și bine, deși e căzut. Înțelegeți? Pentru că în spatele căderii este o mândrie luciferică. Și atunci, gândiți-vă că există o parte din populație care suferă de tulburări psihologice, în mod real, nu psihiatrice, dar totuși. Deci, și care mai toate au punct comun și lipsa criticii de sine. Părintele acela își va educa copilul într-un anumit fel. Cum își va educa copilul un părinte narcisic? Vă dați seama? Dar un părinte sociopat. În timp poate să genereze în copii depresii, chiar tulburări grave. Păi mulți au. Vin și măturisesc. Domn profesor, nu știu ce, uite, am problema asta. O fată îmi spunea că are depresie și nu poate discuta cu mama ei, că i-a spus că asta, că să alintă. Ce e aia că ai depresie? Zic, da, dacă mama ta n-a avut niciodată depresie, așa va crede, că e un fel de... de alint, cum să-i spun eu. Da. Dar dacă așa stau lucrurile și există părinți care privesc așa lucrurile... Și de ce au depresie, putea... e altă întrebare. Dar terminați-vă... Cum s-ar putea totuși ca în timp s-ar putea, e prima întrebare, și dacă ar fi o nădejde că s-ar putea, cum s-ar putea să se creeze totuși așa, această sinergie sau simbioză, să zic, sinergie între profesori și părinți, chiar și cu problemele lor și părinții și profesorii, încât să există o încredere reciprocă și mai ales a părinților în profesori, încât efectiv profesorii să își poată preda material într-un mod onorabil și să poată și evalua într-un mod eficient și care să dea rezultate în practica viitoare a elevilor. Știți că profesorul perfect e la care nu predă mai nimic și dă 10 pe degeaba, în opinia multora dintre elevi. Ai de treabă, e bun. Înțelegeți? Nu e profesorul care te face să înțelegi la oră și care evaluează corect. Bine, e o generalizare, înțelegeți? Dar apare și fenomenul acesta. Da, e o generalizare și ne ferim de ea. Dar există această tendință, o știm de când eram noi. Ai, da, doamna cu tare, las că e ok, nu-ți cere nimic. Bun, a rezolvat o problemă, atât. Deci în sensul ăsta. Dar asta pentru că oamenii vor să bifeze, coate, ei nu înțeleg ce înseamnă educație, nu vor să învețe, coate, n-au o sete de a înțelege. Da? Cum era Niculiță în Moromeți. Moromeți acolo era fratele cel mic, Nicolae, voia să înveți. Părinții se chinuiau, își vindeau din pământ. La generația bunicilor mei a trecut prin asta, ca să poată să facă școală. Unii dintre frați n-au vrut să facă școală, au rămas la țară. Alții au spus, doamne, partea noastră din avere, o investim în asta. O vindeți și mergem, facem un liceu, facem poate o facultate. Bunica mea avea chiar doctorat în medicină, în perioada interbelică, una dintre bunici. Ei, când deja omul știe că trebuie să plătească el pentru chestia aia, e altfel. Dacă vine de la stat și vine pe degeaba și, și este și un drept, lui se pare că lucrul ăla nu are preț. Se pare că îi se cuvine, oricum ar fi. Mai este și ideea asta că nu poți să faci mai nimic în societate fără 8-10 clase, nici carnetul de șofer nu poți să ți-l iei, nu poți să... Poate ciupercar să fii doar cu 8 clase. Și atunci mai este și ideea asta că trebuie să treacă, domne, trebuie să treacă școală, clasele, asta este, înțelegeți? Dar... Și atunci nu se mai face performanță. Elevii văd că se poate trece oricum și de milă. E o întreagă problemă. Dar Fiona, înțelegeți? Să, nu știu, să ne facem o speranță că în urma acestei greve și manifestații și emulații sociale se va schimba ceva la nivelul relației? Eu sper că se va schimba, că de asta părinte. Sunt aici. Dar asta înseamnă o schimbare de mentalități, de percepții și așa departe, care de obicei are loc în timp. Sau, nu știu, dacă are loc un eveniment ăsta foarte șocant, care să aibă un impact foarte mare în societate. Doi, legi. Dar vedeți și legile. M-am întrebat acum peste 10 ani elevii, domn profesor, dacă ați fi președinte, ce lege ați da?
primele legi care să schimbe România și zic, domnilor, eu nu mă amăgesc că prin câteva legi s-ar schimba țara. Pentru că, de fapt, tot prin educație, de-aia stă în educație. Cred că prin educație poate schimba țara, numai că eu n-am ponderea ca simplu profesor să schimb toate cele. Înțelegeți? Dar fiecare să-și facă treaba în pătrățica lui, cu el însuși și cu pătrățica. Dacă profesor și om din țara asta ar gândi așa, aici ar fi minunat. Aici ar fi. Iar copiii, de multe ori, care au probleme, când discuți cu părinții lor, din păcate, și oricum nu sunt deschiși să recunoască înșiși, ei înșiși au probleme pe care transferă copiilor. De multe ori, când îi cunoști pe părinți, de multe ori, de alte ori nu, da? Gândire critic. Dar de multe ori vezi că copilul este victima propriei sale familii, din păcate. El preia un mod de a vedea lucrurile, de a se raporta inclusiv la școală, la educație, la profesori, la ceilalți în general. Și asta este o realitate și atunci întrebarea cum se schimbe părinții lui, pentru că cred că faptul că oamenii nu se educă și așa departe, oamenii suferă sufletește, suferă psihologic. Oamenii care nu sunt ei bine, nici ei nu sunt bine și creează nefericire și în prejurul lor. Ați remarcat între elevii dumneavoastră că dintre cei care au prins drag de religie și de cultura creștină, să spunem, dintre aceștia ați remarcat, nu știu, anumite schimbări vizibil benefice sau e un proces? Eu am observat, sau? Dar depinde, nu știu să fac un procentaj, dar am... Te implici cu elevi care au probleme cu drogurile, te implici cu elevi care au probleme psihologice mari, te implici în multe. Dar aș face o analogie. Am o prietenă psihiatru și mi-a zis, zice, e considerată cea mai demotivantă meserie, pentru că rata de succes este descurajant de mic. Lucrezi ani și ani un om cu niște oameni și ea mai ales că lucrează pe zona drogurilor. Și rata de succes e 2%. Pur și simplu ai o senzație pe care aveți și noi câteodată în învățământ, că vrei să care apa cu sita. Înțelegeți? Da. Și bineînțeles că dacă n-ai această conexiune inversă pozitivă, te demotivezi. Că îți pui problema, sunt și prost plătit, am nu știu câte probleme financiare pe cap, cei care or face meditații nu ar avea ta probleme financiare, dar asta înseamnă timp în care ei se epuizează și nu vin odihniți la școală, nu se pot ocupa de propriile lor familii. Spuneam o profesoară, păi uite, dacă vi se măresc salariile, renunțați la o bună parte din meditații și aveți de petrecut timp de calitate cu proprii dumneavoastră copii. Da sau nu? Păi da. E mult de discutat. Deci e un cerc vicios. Oamenii încearcă să-și găsească modalități de supraviețuire, dar... Bun, ăștia se cine? Profesori de matematică, de fizică... Dar chiar și acolo cu costuri. De română... E o resursă, bineînțeles. Și e o resursă care nu mai poate fi câștigată odată epuizată. Da, bineînțeles, îngoată. Bine înțeles. Și... pe urmă, ce faci cu copii? Că noi lucrăm cu clase mari, apropo de sistem. Ai clase care ai copii foarte dotați și copii mai puțin dotați. Cum lucrezi cu ei diferenția dacă sunt clasele mari? Înțelegeți? Că spun că meditații. Păi se ajunge la meditații și din cauza asta. Nu zic că unii nu-și fac orele cum trebuie, așa de departe, că eu nu cunosc nici măcar colegii mei exact cum-și fac orele, că n-am intrat eu să-i supraveghez și n-am competențe pe materiile lor, dar unele lucruri se mai văd așa, cu ochiul liber. Bă, poate ăsta e mai așa sau mai pe dincolo, dar... Este clar că copiii au nevoie de ajutor și acasă. Eu în timpul comunismului am prins o leacă de școală și atunci ne ajutau părinții. Dacă nu se implică părinții, nu se întâmplă totul la școală. E real și lucrul ăsta. Ce să vă spun? Complicat. Deci profesorul vine în completarea educației pe care părinții în primă instanță acolo pleacă copilului. Casa e prima școală a copilului. Copilul imită de acasă, cum se zice. Copilul imită ce a văzut în familie. Dacă a văzut dispreț față de educație și față de educatori, cu disprețul ăla îți vine la ore.
asta e realitatea. Și vă spun, când vin părinți, la unii vezi chestia asta. Nu te mai miri că acel copil e așa și ți-e milă de el pur și simplu ca de o victimă a propriilor săi părinți. Înțelegeți? În încheiere, aveți așa un mesaj ori de suflet, ori, hai să zicem, duhovnicesc, sau pur și simplu un mesaj care să sumarizeze cumva? Părintele Sfântul Paisie Aghioritul, deci a trecut la Domnul 1994. Acum mai puțin de 30 de ani și a fost deja canonizat de câțiva ani buni. Sfântul Paisie foarte prezent, da, nepsis, trezvie, foarte trezvitor și în legătură cu lucrurile care se întâmplau în societatea greacă, le spunea oamenilor că este foarte bine să se implice, inclusiv ieșind la mitinguri, pentru binele societății, de partea binelui. Prin urmare, trebuie să ne implicăm. Nu se vor schimba lucrurile în stilul ăla comunist. Noi muncim, nu gândim, partidul va rezolva. Nu, trăim într-un alt tip de societate, trebuie să ne implicăm și trebuie să ne implicăm constructiv. Nu urându-i neapărat pe ceilalți, nu știu ce, urând răul din noi și din ei, dar nu pe ei, și încercând să construim ceva. Acum e foarte complicat, că e adevărat, oamenii se simt trădați, unii au votat poate niște politicieni care au promis altceva în educație, ba chiar au câștigat alegerile cu niște promisiuni de tipul acesta și se vede că lucrurile nu se mișcă cu adevărat ca atare. Și profesorii trebuie să învețe să implice mai mult în chestiunile acestea și nu neapărat prin sindicate care spun ele că conform legii dialogului social nu pot implica decât revendicări mai degrabă financiare. Pare că trebuie să ne implicăm mai mult în niște asociații, ca niște bresle, niște asociații ale profesorilor, și care să pună presiune și în felul în care se modelează legile educației. Dar fără respect față de educație în sine, fără respect față de profesori, și respectul înseamnă și să fie plătiți bine, pentru că eu nu pot să spun că cineva care îmi face o lucrare bună pe care îl plătesc în bătaie de joc a primit respectul meu cu adevărat, oricât de mult m-ar mângâia pe cap. Zic, da, mulțumesc frumos, te ajut de dor, dar după aia o să-mi fie greu să te ajut, că trebuie să reușesc să supraviețuiesc eu. Prin urmare, respectul înseamnă și asta, demnitatea profesorului înseamnă și asta. Nădejde, nădejde și mergem înainte, nu cred că trebuie să ne dăm bătuți, văd că nici ei nu vor să se dea bătuți. Și se pare că nu vor să schimbe poziția, dar nu face ceea ce cerem. Să vedem ce se va întâmpla. Iar părinții copiilor care își dau acum examenele trebuie să înțeleagă că s-a tot amânat. Nu acum, nu știu ce, dar nu se poate decât într-un moment, face o manifestație dintre aceasta, o grevă, decât în momentul în care doare în societate, că atunci devii vizibil. Iar presiunea părinților nu trebuie să fie asupra profesorilor, ci trebuie să fie asupra politicienilor. Pentru că problema este la ei. Ei au promis niște lucruri, ei nu respectă nici măcar legile date de ei, legea cu 6% din produsul intern brut dat educației, prorogă, cred că de vreo 13 ani această aplicare a legii, știți, undeva până decembrie, în Parlament, vai, prorogă, amânăm încă un an aplicarea. De aceea profesorii nici nu poate să aibă încredere, deci dacă nici măcar legile nu le aplică aceștia date de ei, dar au bani pentru temir ce altceva. O zi frumoasă! Vă mulțumim! Dragi profesori, studenții, sunt alături de dumneavoastră. Nu renunțați, nu cedați presiunilor, pentru că suntem cu voi. Guvernul, în momentul de față, are restanță și nu și-a luat-o.
Și elevii sunt cu voi! 4 la purtare pentru guvernare! 4 la purtare pentru guvernare, dragi decidenți! Nu mai presați profesorii, lăsați-i să predea într-un sistem bun! Nu e inadmisibil ce se întâmplă! Inadmisibil! Să vă fie rușine! Educație bună înseamnă viitor bun! Cum percepeți faptul că, iată, elevii, studenții s-au raliat și părinții în mare parte, cum percepeți acest lucru, așa, din perspectivă și rațională, dar și emoțională? Cred că mulți conștientizează că cele două, adică salarizarea profesorilor și viitorul acestei nații, adică respectiv o educație mai bună, sunt legate. Și atunci, normal că ei doresc să și empatizează cu al nostru demers. De aici poate solidaritatea, iar ei știu că există și o tablă de valori până la urmă. Ori nu e normal ca salariul pe care îl primești abia să-ți ajungă să supraviețuiești. Adică totuși, măcar să ai un trai decent. Da? Mulțumim! Doamne, și eu vă mulțumesc! Doamne ajută!
Miranda Sturza, sunt profesor la un liceu de elită din capitală și sunt îngrozită să văd cum cei care ne conduc, în ciuda faptului că am ieșit cu miile în stradă, continuă să-și bată joc de noi, continuă să ne ofere firmituri. Nu se mai poate așa. Vrem ca această clasă politică să plece, să vină oameni care să poată să ne aprecieze, care să facă din educație o prioritate. Noi nu ne mai întoarcem la clase până nu vedem că avem demnitate, că avem salarii decente, că putem trăi. Nu putem trăi cu 585 de lei în plus, nu putem trăi cu prime, nu putem trăi cu decontări de ochelari. Este momentul să se întâmple această schimbare. Veniți alături de noi! Este evident în acest moment că s-a ajuns foarte departe. În acest moment nu cred că ne-ar mai satisface decât scuzele publice ale acestor așa ziși slujitori ai neamului, care în acest moment se cred stăpânii. Cred că nu ne-ar mai satisface decât demisia lor de onoare, scuzele din partea acestora și, evident, rezolvarea revendicărilor salariale. Tudor Apaul, sunt la Liceu Tehnologic Tomis și predau discipline tehnice. Sunt pe mecanică. Vreau să vă zic că noi am făcut acest meeting deoarece nu s-a respectat ce vreau noi în cele patru puncte care le avem de revendicat. Avem, în primul rând, inflația ne sperie foarte mult, deoarece de la nivelul nostru se vede o inflație de peste 100%. Kilogram de cartof este acum de 4 ori mai scump. Era 1,2 lei, acum este 4,8 lei și a fost, înainte de a începe greva, era 5 lei. Cartoful obișnuit, că deoarece cartoful nou costa 10 lei. Pâinea de peste 2 ori s-a mărit în timp de sub un an jumătate. Toate s-au mărit la peste 2 lei produsele de bază. Și noi de la nivelul nostru noi vedem o inflație de peste 100%. Asta înseamnă o diminuare a puterii de cumpărare de la jumătate, practic. Ne sperie ziua de mâine. Vrem, unul dintre puncte este indexarea salariilor. Se vrea indexarea salariilor. De ce? Poate că vor să mai mărească și mai mult inflația. Noi nu mai avem încredere în autorități, deoarece nu se respectă legea. A fost legea de 6% din PIB. Niciodată nu s-a respectat 6%. Deci tot timpul a fost mult sub, cam sub jumătate și anul ăsta tot așa este, 2,1%, deci este sub jumătate. Dar considerând și prețurile care au crescut foarte mult, 2,1% de fapt este 1,05% anul trecut. Deci este o reducere a bugetului educației extraordinar de mare și nu știu ce vor să facă. Deci ne-am mințit, deci domnul Iohannis zice că de ce facem, păi uite cine, de ce facem. Noi și cu ajutorul nostru ați ajuns prin voturile noastre, ați ajuns președinte. Acum, ce facem? Deci mai nenorocim încă nu știu câte generații de elevi din cauza că nu avem bugetul suficient la Ministerul Educației. Trebuie ridicate clar bugetul. În alte țări din Europa, bugetul este mult mai mare de 6% în țările care se respectă. Ce facem? Numele meu este Daniela Țepeș, sunt profesor de fizică la Liceul Teoretic Ioan Cotovu, Hârșova. Sunt în grevă pentru că
Și eu și colegii mei considerăm că trebuie să înceteze odată batjocura la care suntem supuși în fiecare zi. Educația are nevoie de bani, țara trebuie să fie educată, iar liderii noștri au puterea pe care le-o dăm noi. Dragi colegi, rămânem în grevă. Numai în felul acesta, liderii vor putea să negocieze pentru noi.